Aș vrea să încep prin a mă referi la un eveniment recent, pe care cred că și dumneavoastră l-ați remarcat în presă, în presa scrisă și în presa audiovizuală. E vorba despre faptul că la 30 iunie s-au împlinit 100 de ani de la acel celebru și misterios, încă, și cine știe câtă vreme de acum înainte, acel misterios eveniment care s-a petrecut departe de noi, undeva în taigaua siberiană, e vorba despre enigma catastrofei Tunguzii. În ce constă această enigmă? La 30 iunie 1908, pe la ora 7 dimineața, sute de locuitori ai acelei zone, vânători, țărani, pescari din taigaua siberiană, au văzut un glob de foc deplasându-se pe deasupra taigalei în văzduh, până ce, într-un punct, s-a transformat într-o coloană de foc, într-o explozie extraordinară, care a fost auzită până la o mare distanță și care a provocat distrugeri însemnate la sol. Niște distrugeri stranii, ca însăși existența acestui obiect, să-i spunem, care a explodat în văzduh. Niște distrugeri stranii pentru că pădurea siberiană, cu arborii ei înalți până la 40 de metri, a fost doborâtă pe o suprafață foarte mare. Se vorbește despre 200 de mii de hectare. Imaginați-vă! Poate că pentru Siberia această suprafață nu este excesivă, dar pentru noi, dacă ne gândim la dimensiunile noastre, este o suprafață gigantică. E bine, numărul arborilor care au suferit urmările acestei explozii se spune că ar fi de circa 20 de milioane. 20 de milioane de arbori. Ce putea să producă asemenea efecte? Discuțiile au început în data după 1920, când un om de știință rus, Kulik, s-a deplasat în zonă pentru prima dată, fiind convins că e vorba despre un meteorit care a izbit solul, provocând aceste distrugeri teribile. Numai că nu a găsit nicio urmă a unui meteorit. Nu exista un crater, nu existau fragmente ale corpului care ar fi putut să lovească pământul în zona respectivă. Și atunci, încet, încet, s-au născut întrebările care le frământă și astăzi. Dacă nu era un meteorit, ce putea să fie? Sigur că oamenii de știință, mai cu seamă astronomii, s-au îndreptat îndată către o altă posibilă explicație, și anume aceea că ar fi fost vorba despre o cometă, dacă nu era un meteorit. O cometă care ar fi explodat cumva deasupra taigalei. Numai că nici această ipoteză nu a avut o susținere faptică, o susținere care să permită ca ea să se impună în fața conclavului oamenilor de știință și în fața noastră, a tuturor celor care suntem interesați de astfel de fenomene enigmatice. Mai târziu a apărut o ipoteză, pentru că doamna director vorbea despre science fiction, o ipoteză al cărei autor a fost un foarte cunoscut scriitor sovietic de science fiction, Alexandr Kazantsev. Câteva dintre cărțile lui au apărut mai de mult și în românește, câteva povestiri. E bine, el a sugerat, având în vedere faptul că explozia s-a produs în atmosferă, deasupra solului, că de fapt ar fi fost vorba despre explozia unei nave cosmice.
O ipoteză susținută mai târziu și de alți oameni de știință care, cercetând zona după Kulik, mult mai târziu, în momentul în care ideea unei explozii nucleare nu mai era fantasmagorică, pentru că asta se întâmpla după exploziile pe care le cunoaștem, cele de la Hiroshima și de la Nagasaki, ei au cercetat urmările asupra vegetației și au constatat o creștere neobișnuită. E vorba, în primul rând, despre grupul unui fizician Zolotov, pe numele lui, și au constatat, cum spuneam, o creștere neobișnuită a vegetației, care s-ar fi putut datora influenței radiației nucleare. Iată, acesta era un argument în favoarea ipotezei că deasupra Taidalei ar fi explodat o navă cosmică propulsată de un motor nuclear. Sigur, o ipoteză care rămâne, ca și multe altele, deocamdată în acest cer al ipotezelor. Nu este o certitudine. Nu avem o certitudine în legătură cu ea. Mai mult chiar, oameni de știință care s-au arătat, poate pe bună dreptate, neîncrezători în această ipoteză de science fiction lansată de un autor de science fiction, care era însă și un foarte atent cercetător al fenomenelor care se petrec în lumea științei, vorbesc despre Kazantsev, evident, au încercat să găsească explicații mai terater, explicații care să poată să consune cu ceea ce știm în diferite ramuri ale științei. Iată, am să vă relatez câteva dintre aceste ipoteze, cum spuneam, mult mai puțin avântate, ca să folosesc un cuvânt dintr-o altă zonă decât aceea a științei. Doctorul Luigi Foschini, cercetător la Institutul de Astrofizică Spațială și Fizică Cosmică, filiala din Bologna, care a participat la o expediție în Tunguska, crede că de vină pentru cele întâmplate a fost nu un meteorit, nu o cometă, ci un asteroid. Cum a explodat asteroidul deasupra Taigalei, e mai greu de înțeles. Dr. Wolfgang Kund, astrofizician de la Universitatea din Bonn, atribuie cataclismul unei foarte puternice explozii a gazului acumulat în subsol. Iar Andrei Olhovatov consideră că a fost vorba despre efectul îmbinării unor procese tectonice și meteorologice, un rol important revenind unor anumite fenomene electromagnetice. Și mai nou a apărut o altă ipoteză, o ipoteză care îmbină cumva ipoteza inițială a lui Kulik, meteoritul, cu ipoteza SF a lui Kazantsev, explozie nucleară a unei nave cosmice, o ipoteză care susține că, de fapt, în 1908 s-ar fi produs, dacă vreți, un fel de sinucidere voluntară. Sinucidere voluntară, pentru că, spune acest ultim apărut pe frontul explicațiilor, ar fi fost într-adevăr o navă cosmică, dar această navă ar fi produs o coliziune voluntară cu un meteorit gigant care amenința să distrugă viața pe Terra. Cu alte cuvinte, un sacrificiu făcut de un emisar al unei alte lumi, al unei alte inteligențe, care, pentru a apăra Pământul de distrugere, a provocat această coliziune, pierind, evident, echipajul navei, odată cu distrugerea meteoritului amenințător. Sigur,
Și aceasta pare, și până la proba contrarie este, o ipoteză la fel de științifico-fantastică, pentru a pomeni vechiul nume al science fiction-ului, ca și aceea lui Kazantsev. Ea însă, așa cum spuneam, îmbină două dintre ipotezele lansate în legătură cu fenomenul Tungus. Ipoteza meteoritică, ipoteza unei explozii nucleare datorată unui sacrificiu voluntar. O idee foarte frumoasă, de altfel, care ar trebui să ne facă să privim cu un ochi îndoioșat această posibilitate ca emisarii unei alte civilizații să se fi sacrificat pentru a apăra viața pe Pământ. Nu există, cum spuneam, un răspuns definitiv. Nu știu când vom afla acest răspuns definitiv, dar poate că, la urma urmei, tocmai frumusețea acestor căutări perpetue constă tocmai în faptul că mereu există un alt răspuns posibil și că nu ajungem prea repede la adevăr. Pentru că, în definitiv, cred eu, pentru omul imaginației, ca și pentru omul de știință, lucrul cel mai important este căutarea. Este perpetua încercare de a desluși aceste mistere care ne înconjoară. Spunea un filozof francez o vorbă care mi s-a părut extraordinară și pe care îmi place să o repet mereu la întâlnirile mele cu dumneavoastră, cu cei asemeni dumneavoastră. Cunoașterea, spunea el, este o sferă care, pe măsură ce își mărește volumul, își înmulțește punctele de contact cu necunoscutul. Pe măsură ce știm mai mult, ne dăm seama că, dincolo de volumul cunoștințelor noastre, se află tot mai multe mistere. Acum, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt care merită, cred eu, să fie supus meditației dumneavoastră. Și anume, asupra faptului că există două feluri de senzaționale și în legătură cu aceste enigme de pe cerul istoriei, cum se cheamă cartea mea. Există un senzațional intrinsec. Este acel senzațional de tipul fenomenului Tungus, care rămâne încă un fenomen neexplicat și care, prin însăși natura lui, prezintă un caracter senzațional, într-adevăr. Din păcate, există și un senzațional calp, fals, care este creat numai din motive de, în cel mai bun caz, notorietate, orgoliu și, în cel mai rău caz, de multe ori, din păcate, lucrurile se îmbină, pentru, pur și simplu, a câștiga bani, de pe urma speculării acestor fenomene. Unul dintre exemplele cele mai la îndemână îl constituie cărțile care au avut mare succes și care au fost traduse și la noi, ale unui elvețian pe nume Erich von Däniken. Bănuiesc că ați auzit acest nume. E bine, încă la apariția primelui cărți în românește, cu mulți, mulți ani în urmă, Amintiri despre viitor, am scris o prefață la această carte, în care am atras atenția asupra inadvertențelor existente în ea, asupra lucrurilor pe care acest autor, de altfel, era o carte scrisă mai mult de alții decât de el, după cum s-a descoperit ulterior, cum folosește el o seamă de elemente pentru a ne induce o stare de primire a misterului, a senzaționalului, a lucrurilor nemaipomenite care se petrec
și care nu au, de fapt, niciun fel de bază reală. Am să vă dau două exemple pe care le-am cercetat și care există și ele în cartea mea, carte care și-a propus, printre altele, ca o datorie, cred eu, a oricărui om care abordează acest domeniu cu mintea deschisă, dar și cu păstrându-și rațiunea și încercând să facă lumină acolo unde întunericul plutește, întunericul care știți dumneavoastră ca și somnul rațiunii naște monștri. E bine, două dintre exemplele pe care vreau să vi le dau în legătură cu acest senzațional fals sunt legate de, evident, trecutul îndepărtat. În primul rând, spunea el, în amintiri despre viitor, insula Elefantina, Egipt, își datorează numele faptului că, văzută din văzduh, de la înălțime, are conturul unui elefant. Și atunci, concluzia, trebuia ca în acele timpuri, în vremea Egiptului antic, să existe mijloace de a te ridica în văzduh și de a putea să vezi această formă, care evident că de la același nivel nu poate fi decelat. E bine, insula Elefantina nu are deloc conturul unui elefant și numele ei vine de la faptul, de la cuvântul grecesc Elefantinus, care înseamnă fildeș, pentru că grecii făceau un foarte profitabil comerț cu fildeș în perioada respectivă. Un al doilea exemplu. Un exemplu în care întâmplarea a făcut să fiu și eu amestecat. Și o să vedeți îndată cum. S-a făcut mult caz, în urma apariției într-o revistă germană, Das Vegetarische Universum, a unui articol care vorbea despre existența în China a unor așa numite discuri care purtau pe ele o scriere canelată și în care era vorba despre niște populații, Dropa și Ham, din nordul Chinei, care s-ar fi întâlnit într-un trecut îndepărtat cu emisarii unor civilizații extraterestre și că această poveste ar fi fost înscrisă pe acest tip de scriere circulară de pe discurile existente undeva într-un muzeu din China, nu se știe unde, pentru că se spunea atunci, înainte de 89, înainte de toate schimbările pe care le cunoaștem, pentru că sigur că guvernul chinez nu vroia să lase să iasă din strânsoarea de fier acest mister, acest adevăr al întâlnirii unor civilizații diferite, civilizația noastră cu o civilizație extraterestră, cu o astronavă care a coborât acolo, cu niște desene din peșteri care arată astronava unită prin puncte cu Pământul și așa mai departe. E bine, trebuie să vă spun, acum ajung la implicarea mea în această poveste, că într-o a doua carte a lui Erich von Däniken, care se cheamă Înapoi spre stele, Zurück zu den Sternen, el spune cum, apropo de această întâlnire dintre emisarii unei alte civilizații și triburile Dropa și Ham din China, ar fi stat de vorbă cu, iată numele revine, cu Alexandru Kazantsev la Moscova. Iată finalul discuției dintre ei doi, așa cum o redă Erich von Däniken. De ce, domnule Kazantsev, această istorie fascinantă nu este discutată în întreaga lume? E destul de cunoscută. Interlocutorul meu a schițat un surâs, mi-a pus mâna pe braț și a spus cu o ușoară resemnare. Aici, la Moscova, istoria este cunoscută, dumneavoastră trebuie doar să o verificați. Numai că prea multe fapte nu pot fi adaptate cu ușurință
calendarelor stabilite în mod laborios de arheologi și antropologi. Savanți eminenți prin valoare și notorietate ar fi nevoit să renunțe la părți importante din ipotezele lor dacă ar vrea să ia în serios povestea de la Baian Caraula. Oare nu e omenesc subterfugiul de a tăcea sau de a surâde discret și suficient? Când oameni de știință celebri tac și surând, fiind înțeleși între ei, până și cel mai îndrăzneț se îndoiește, mai ales când e vorba despre un subiect atât de delicat. Am citit această carte în versiune italiană și întâmplarea a făcut ca în 1974 să stau de vorbă cu Alexandru Cazanțev la Moscova cu prilejul unei vizite pe care am făcut-o acolo ca scriitor, într-o delegație scriitoricească. Evident, m-am referit la discuția lui cu Erich von Däniken. Și ce am aflat? Că discuția avusese cu totul altă desfășurare decât aceea redată de von Däniken în cartea Înapoi către stele. Iată ce mi-a declarat textual. De fapt, von Däniken a inversat rolurile, pentru că el mi-a relatat istoria discurilor de piatră, iar eu i-am spus că sunt sceptic în această privință. Am făcut cunoscută această punere la punct într-o revistă belgiană, chiar în 1975, după ce m-am întors, pentru că mi s-a părut că este, într-un fel, o demascare a unui anumit mod de a încerca să se speculeze enigmele cu care ne întâlnim de-a lungul istoriei. O încercare, evident, reprobabilă. Ar mai fi de adăugat că în 1978, deci după discuția mea, după apariția punerii la punct în revista belgiană, istoria discurilor de piatră a fost reluată în Sun Gods in Exile, Zeii Soarelui în exil, lucrarea atribuită lui Karin Robbins Evans. Și lumea a fost din nou bulversată de această nouă întărire a ipotezei existenței unei legături între triburile din acea perioadă și emisarii unei civilizații extraterestre. Numai că, după 10 ani, editorul lucrării, David Agamon, a recunoscut în magazinul Fortean Times că Zeii Soarelui în exil, titlul cărții, era o operă de ficțiune, iar autorul o persoană imaginară. Iată cum a fost demontată o poveste inventată de la A la Z, cum spuneam, cu scopul de a exploata într-o manieră senzaționalistică o idee, o poveste inexistentă, creată de la început până la sfârșit. Culmea este că unul dintre cei care au analizat această poveste despre care spuneam, Gordon Creighton, care era editorul unei reviste foarte, foarte cunoscute, Flying Saucer Review, spunea cum o cititoare indignată i-a trimis o scrisoare în care spunea, apropo de povestea cu Baian Caraula și cu triburile și cu astronava, dar am citit asta într-o carte. Vedeți cât rău se poate face atunci când cărțile colportează astfel de povești închipuite, a căror singură rațiune de a exista este, cum spuneam, pe de o parte, în măsura în care există și această dorință de afirmare a unor mânuitori de condeie, pe de altă parte, mai ales, pentru un câștig material. Și trebuie să vă spun că von Däniken se numără probabil printre cei mai bogați scriitori
de pe planetă, pentru că a continuat cu numeroase alte astfel de cărți, în care din nou a relatat fapte inexistente, atribuindu-le unor persoane care au protestat vehement când au citit cele puse în gura lor. Dar, din fericire, există și foarte multe enigme reale cu care cercetătorul se confruntă. Enigme care sunt, pe de-o parte, înscrise chiar în piatră sau în lemn sau pe foi de papirus sau pe hârtie, enigme care rămân la fel de nerezolvate, la fel de incitante pentru noi, ca și povestea catastrofei Tunguse. Aș vrea să vă dau un exemplu în legătură cu un fapt pe care l-am cercetat îndeaproape. E vorba despre niște incizii găsite pe pereții peșterilor preistorice, în care apar forme foarte asemănătoare până la identitate cu formele clasice ale ozeneurilor. Hai să le spunem cu numele lor de început, farfuriile zburătoare. Cei care au citit articolul în care un foarte cunoscut cercetător francez al fenomenului ozene, Aimé Michel, a dezvăluit pentru prima dată această asemănare între formele de pe pereții peșterilor și formele moderne ale ozenerilor, au spus că, de fapt, au fost aduse din condei și că formele reale incizate pe pereții peșterilor nu seamănă, așa cum susține Aimé Michel, cu formele ozeneurilor moderne, farfuriilor curătoare. Și atunci, așa cum trebuie făcut totdeauna în astfel de cazuri, am mers la o carte a unui foarte cunoscut cercetător, un arheolog de mare faimă, André Leroy Gourin, francez, pe care am găsit-o cu mare greutate până la urmă la noi, la București, dar nu la marile biblioteci, așa cum m-aș fi așteptat, ci într-o bibliotecă mai mică undeva, și am comparat imaginile din articolul lui Aimé Michel, care susținea similitudinea, cu imaginile reproduse în cartea acestui om de știință reputat, André Leroy Gourin, îi repet numele. Și vreau să vă spun că formele sunt identice. Formele găsite pe pereții peșterilor și formele acestor obiecte pe care le-au văzut mai ales în primele perioade ale fenomenului ozene, anii 30, 40, 50, deci aceste forme sunt identice. Nu e vorba de niciun fel de prelucrare a lor pentru ca să semene cu formele fotografiate, descrise de martori și așa mai departe. Nu este vorba despre singurul lucru de acest fel care m-a îndreptățit să scriu și să public această carte. Vreau să vă spun că am compulsat o seamă de reviste științifice din secolele 18 și 19. Și am găsit acolo niște descrieri ale astronomilor care consemnau uluiți fenomene care le depășeau puterea de înțelegere și de explicare a lucrurilor observate. De pildă, e vorba despre faptul că corpuri cerești, să le numim așa deocamdată, veneau dintr-un punct al bolții, pe care ei îl descriu foarte exact, din Ophiuchus, din Andromeda, nu știu unde, coborau, se opreau într-un punct și apoi se întorceau în punctul din care porniseră. Ceea ce, din punct de vedere al legilor mecanicii cerești, este imposibil. Pentru că există o lege a inerției care
spune că un corp care a pornit într-o anumită direcție trebuie să continue în direcția respectivă, iar noi ar fi trebuit să-l vedem la capătul acestui drum, dacă era vorba despre un meteor, ar fi trebuit să-l vedem ca o stea căzătoare. Sau, în aceleași reviste de astronomie la care mă refer, l'Astronomie și așa mai departe, Nature, în sfârșit, reviste italienești, se vorbește despre corpuri astronomice, pentru că astronomii nu le puteau numi altfel. Nu uitați că e vorba despre cazuri din secolele 17, 18, 19, când nici vorbă să se discute despre fenomenele despre care vorbim noi astăzi, numindu-le OZN-uri sau fenomene aerospațiale neidentificate, cu un termen mai larg. Și acești astronomi constată, de pildă, că sunt corpuri cerești care merg în zigzag. În zigzag, adică așa cum sună observațiile făcute în zilele noastre de către martorii apariției unor obiecte zburătoare neidentificate. Corpuri cerești care să evolueze în zigzag este această, cum să spun eu, observație pentru orice astronom care își cunoaște bine meseria, este un nonsens. Este cu neputință ca un corp natural să zboare în zigzag. De fapt, este cu neputință și pentru corpurile noastre artificiale, pentru aeronavele noastre, să zboare în zigzag. Asta însemnează o stăpânire a unor, fie a unor legi pe care le cunoaștem, dar nu până la capăt, fie poate că o exploatare a unor legi pe care le vom cunoaște mai târziu. Dar aș vrea să vă întreb, oare am ajuns noi la capătul cunoașterii? Oare putem noi să spunem că în momentul de față știm tot? Așa cum spunea cândva Pic de la Mirandola, care se lăuda că știe că poate vorbi de omni res civili, despre tot ceea ce, despre toate lucrurile cunoscute, iar un răutăcios a adăugat mai târziu, et quibusdam aliis, și despre multe altele. Dar nici Pic de la Mirandola, desigur, era o superbie nejustificată când spunea asta. Dar putem noi astăzi să spunem că știm tot? Putem să spunem că modul în care cunoaștem noi legile naturii este definitiv? Că nu se va mai adăuga nimic într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat? Este o trufie de care trebuie să ne ferim. Pentru că în istoria științei îmi îngădui să fac această, cum să spun, să intru pe un tărâm pe care nu-l stăpânesc întru totul. Am fost întotdeauna foarte interesat de ceea ce se întâmplă în domeniul științei, dar eu sunt filolog ca pregătire și ca profesie. Un filolog însă pasionat și interesat de ceea ce se întâmplă în linii mari, evident, în domeniul științei, pentru că am spus în linii mari, pentru că așa cum bine știți astăzi, nici măcar oamenii de știință care stăpânesc o anumită disciplină nu mai pot să spună că stăpânesc toate ramurile disciplinei respective. Există o asemenea diversificare, există o asemenea mergere pe până la ultima ratio, încât, după cum bine vedeți și dumneavoastră, fiecare disciplină acum se împarte în nu știu câte ramuri. Și omul poate să spună, da, eu sunt, nu știu, microbiolog, eu sunt specialist în ADN, eu sunt și așa mai departe. Dar nimeni nu poate să spună, eu stăpânesc toată medicina. Pentru că nu se mai poate. Nu mai suntem pe vremea lui Rabelais, Rabelais doctor, nu Rabelais cel pe care îl știm din Pantagruel, când doctorii erau doctori pentru toate, de la dinți până la inimă.
Nu, acum, cum bine știți și dumneavoastră, există o specializare care merge extrem de departe și un proces care continuă și va continua, nu se știe până când, pentru că probabil nici nu va avea vreodată sfârșit. Și atunci, cunoscând doar în mare liniile de dezvoltare ale științei, pot totuși să afirm cu mâna pe inimă că în ceea ce privește cunoașterea, nu ne vom opri niciodată. Amintiți-vă ce spunea filozoful francez. Pe măsură ce știm mai mult, pe atâta ne dăm seama că în fața noastră se ridică mai multe semne de întrebare. Unele dintre aceste semne de întrebare, atâtea câte am putut să reunesc în urma studiilor pe care le-am întreprins, dar și aici e un proces continuu, le-am strâns în această carte, Enigme pe cerul istoriei. Am intitulat-o Enigme pe cerul istoriei, pentru că e vorba mai ales despre fenomene care au legătură cu ceea ce se petrece în văzduh și dincolo de el, în atmosferă și dincolo de ea, în spațiul cosmic. Sunt nenumărate astfel de exemple, sigur, eu am putut să-mi mănânchez doar o parte dintre ele, nici n-ar fi fost posibil altfel, pentru un singur om. Altele pot fi găsite, sigur, și în alte cărți, dar ceea ce am încercat să fac și sper că am izbutit, este ca fiecare dintre aceste cazuri despre care vorbesc să fie bine documentat. Adică nu sunt lucruri pe care le-am auzit, sunt lucruri pe care le-am cercetat atât cât mi-a fost posibil. Și am mers de fiecare dată la sursă. De asta am vorbit despre faptul că am cercetat, de pildă, revistele de știință din perioadele trecute, pentru că am vrut ca să pot să trimit pe cititor, în legătură cu fiecare caz despre care vorbesc, la o sursă precisă pe care eu am consultat-o. Nu sunt cazuri din auzite. Nu sunt cazuri din cărțile altora. Din cărțile altora ca mine. Când sunt ca mine, adică oameni care cercetează fără să fie specialiști într-un domeniu al științei. Atunci când trimit la o carte, aceea este o carte a unui explorator, o carte a unui om de știință, o carte a unui om care a văzut cu ochii lui un fenomen pe care nu și l-a putut explica și care rămâne inexplicabil și astăzi. Eu sunt convins că într-un viitor, mai mult sau mai puțin îndepărtat, vom înainta în explorarea aceasta a necunoscutului, că vom afla multe lucruri pe care astăzi nu le cunoaștem și cărora nu le putem da răspuns, dar să nu uităm, revin obsesiv la această idee, să nu uităm că mereu, pe măsură ce vom cunoaște mai mult, se vor deschide în fața noastră alte orizonturi care așteaptă să fie explorate. Pentru că necunoscutul va fi totdeauna mult mai vast decât cunoscutul, decât ceea ce știm, decât ceea ce vom ști. Asta nu înseamnă că trebuie să ne resemnăm. Asta nu înseamnă că trebuie să ne încrucișăm brațele și să spunem oricum nu putem să știm tot. Cred că datoria noastră de oameni, oameni, să spunem, înțelepți, de oameni care am început să fim nu numai homo sapiens, ci homo cosmicus, de o bună bucată de vreme, și e un proces care, fără îndoială, va continua, datoria noastră este aceea de a încerca să ne explicăm cât mai multe lucruri, de a încerca să ne confruntăm cu cât mai multe enigme, căutând să le explicăm atât cât ne este posibil și așteptând ca mersul necontenit al științei să ne ajute să ne explicăm unele dintre aceste enigme, așteptând, cum spuneam, să ne confruntăm cu cele noi care se vor ivi mereu, mereu, spre deliciul cercetătorilor și al celor pasionați de ceea ce se întâmplă
în jurul nostru. Așa cum spuneam la început, aș fi dorit să nu fie vorba doar despre o expunere, ci să putem să și dialogăm pe această temă. Sunt convins că și dumneavoastră aveți o seamă de întrebări legate de enigmele cu care v-ați confruntat, legate, dacă vreți, chiar de numeroasele lucruri care, mai ales în ultimele decenii, au apărut în cărți, în presă, în emisiunile de radio și de televiziune, și vă promit că în măsura în care pot să vă dau răspuns, voi încerca să vă răspund. Pentru că nimeni nu știe totul și cred că cel mai important lucru pentru un om supus unor întrebări este că atunci când nu poate să răspundă, să spună simplu, nu știu. Ei bine, am avut o discuție cu el, o discuție de un sfert de oră, 20 de minute, în timp ce ne pregăteam să ne susținem comunicările, în care el mi-a spus câteva lucruri pe care le-a repetat de la tribuna simpozionului, în fața celor 400 de oameni adunați în Teatrul Titan din San Marino. Și anume, probabil că dumneavoastră ați văzut că și în presa noastră a fost acum câtva timp, nu mult în urmă, o întreagă discuție pe tema declarației directorului Observatorului Astronomic al Vaticanului, Specola Vaticana, privind posibilitatea existenței unor ființe extraterestre, în care el spunea, și extraterestrii sunt frații noștri. Presa noastră, și bănuiesc că nu numai presa noastră, bănuiesc că presa de pretutindeni, a considerat această declarație o bombă gazetărească și i-a dat importanța cuvenită. Au apărut articole în presă, au fost, dacă vă aduceți aminte, emisiuni de televiziune, am participat și eu la una dintre ele, la, cred că la B1, dacă nu mă înșel, cu Radu Morar, nu? Că așa cheamă, așa. Și încă de atunci am spus, nu este o noutate. Biserica Catolică, știți, cacofonie permisă, de multă vreme susține același lucru, începând din Evul Mediu, când se spunea ceea ce se spune și astăzi, ceea ce mi-a spus și Monseniorul Corrado Balducci la San Marino, și anume că nu există nicio contradicție între existența extraterestrilor și religia catolică, cel puțin. De ce? Foarte simplu. Pentru că, așa cum bine știm, Dumnezeu este atotputernic. El putea să creeze oricâte lumi ar fi dorit. De ce să se rezume la mica noastră lume, la micul nostru pământ? Asta pe de-o parte. El mi-a spus mai mult și a spus mai mult de la tribuna Congresului și apoi în numeroase intervenții, unele dintre ele televizate. Poate fi văzut și pe YouTube, care e foarte circulat astăzi, poate fi văzut susținând aceleași lucruri. Spunea așa, s-ar putea foarte bine ca aceste lumi create de Dumnezeu la tot puternic să fie mai evoluate decât lumea noastră. Nu numai din punct de vedere, să spunem, material, dar și din punct de vedere spiritual. Poate că ele n-au cunoscut păcatul original pe care l-a cunoscut civilizația noastră, civilizația terestră. Poate că extraterestrii sunt mai buni decât noi. Poate că am putea să învățăm de la ei cum să ne potolim conflictele existente pe Pământ și așa mai departe. Dar vorbeam despre importanța mărturiei. Mi-a spus atunci și a repetat-o și de la tribuna simpozionului și în numeroase alte lor de cuvânt ulterioare. Nu putem să negăm existența atâtor mărturii care vorbesc despre fenomenele observate de oameni pretutindeni pe glob. Pentru că mărturia este un fapt fundamental, un fenomen fundamental în existența
civilizației noastre, a relațiilor dintre oameni. Și spunea el, să nu uităm, e vorba despre Monsenior, mărturia este vitală pentru biserică. Pentru că pe ce se întemeiază, la urma urmei, credința religioasă? Pe ce se întemeiază Biblia? Pe mărturii. Pe mărturiile celor care au fost în preajma lui Iisus, pe mărturiile celor care au asistat la diversele etape ale vieții lui pământești și așa mai departe. Iată dar că nu doar pentru că Monseniorul Balducci mi-a spus aceste lucruri, ci și pentru că eu însumi cred în mărturiile unor persoane credibile. Evident, nu orice mărturie trebuie luată în seamă. Dar când mărturiile vin de la oameni cu o pregătire deosebită, sunt nenumărate mărturii ale unor piloți, militari și civili, ale unor astronomi, ale unor meteorologi, ale unor ingineri, ale unor oameni cu o pregătire deosebită și care vorbesc despre fenomene pe care ei nu și le-au putut explica pentru că transcend, sunt dincolo de nivelul cunoștințelor noastre actuale. Și atunci, în baza acestor mărturii, am scris cărțile mele consacrate fenomenului Ozene, în baza acestor mărturii sunt convins că în 1944, în statul New Mexico, s-a prăbușit într-adevăr o navă aparținând unei alte civilizații. Mi-ar face plăcere, fără îndoială, ca după apariția cărții, cine știe, poate să ne întâlnim și să vorbim pornind de la ea și despre aceste